Se oprește apa în câteva localități din județul Timiș. Vineri, 1 martie, se va efectua spălarea rețelelor de distribuție în mai multe localități. Ca urmare, între orele 8-16 se va întrerupe furnizarea apei în Bodo, iar între orele 9-15 se va întrerupe furnizarea apei în Șemla mare și Butin. Lucrările de spălare urmăresc să asigure o calitate corespunzătoare a apei potabile și sunt o parte a activității desfășurate de Aquatim în cadrul mentenanței preventive a rețelelor de distribuție. La alimentării cu apă în regim normal este posibil ca la robinete să curgă apă tulbure. Deoarece această perturbare va fi de scurtă durată, se recomandă clienților Aquatim să nu folosească apa în scopuri menajere până la limpezirea completă. De asemenea, consumatorii sunt sfătuiți să își ia măsuri de stocare a unor cantități de apă care să le acopere necesarul pe perioada anunțată.